Lolita. And, I'm not supposed to. Play. With boys. Proprietaire. Mi-e frică de orice public. Mi-e frică de public. Dar odată, acum 69 de ani, nu? Da. Acum 69 de ani, când eu eram foarte tânără, am cântat undeva în Coreea pentru soldații americani și în fața mea erau 17.000 de soldați care strigau din toate puterile, urlau și eu stăteam singură pe scenă și zâmbeam și mi-era frică, mi-era atât de frică și ningea, capul mi se strângea, stomacul mi se învârtea și cred că nici vocea nu mă mai ajuta. Și deodată, când a început să ningă și s-a făcut foarte frig, mie, eu aveam 40 de grade. Era, parcă eram sub un soare strălucitor, un soare fierbinte. Și mă simțeam, brusc m-am simțit, atât de bine și mă uitam la cei 17.000 de soldați care strigau și se uitau la mine și strigau. Și brusc m-am simțit fericită și nu mi-a mai fost frică, nu mi-a mai fost frică de nimic. Și am început să cânt și patru zile la rând am cântat pentru soldații americani și ei se bucurau și uitau de tot ce este urât și rău și scârbos de război. Și eu m-am simțit că ei m-au acceptat și că m-au admirat și m-am simțit iubit. Brusc m-am simțit iubit. Nu după asta alergăm toți să fim iubiți. Nu după asta. Pentru asta ne-am născut, să fim iubiți. M-am simțit. Am cântat 4 zile pentru soldații americani. 4 zile la rând am cântat pentru ei și m-am bucurat. Și nu mai a fost frică. Și am simțit că aparțin și eu cuiva și că am fost acceptată de ei. Și nu știu cum. M-am simțit că fac parte din lume. That little old man, he just...